Bun găsit, doamnelor și domnilor! Consultările la Palatul Cotroceni sunt întoi. Klaus Iohannis caută cea mai bună soluție după ce ieri guvernul PSD a fost demis prin moțiunea de cenzură. Șeful statului a terminat de discutat cu delegația USR și începe consultările cu UDMR. Primele partide primite de Iohannis au fost PNL și USR. Liberalii au venit cu o ofertă clară. Pact cu toate partidele pentru anticipate sau Ludovic Orban premier în locul Ioricăi Dăncilă. De partea cealaltă, USR vrea cel mai mult să forțeze alegerile parlamentare la începutul anului viitor. Ultimii pe agenda discuțiilor ar fi trebuit să fie socialdemocrații, doar că aceștia au anunțat că nu vor onora invitația. Gabriela Mihai ne aduce mai multe informații în câteva momente. Și în timp ce președintele Klaus Iohannis caută un nou guvern la Cotroceni, vechiul executiv s-a adunat astăzi la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă s-a lăudat cu presupusele realizări din cei aproape 2 ani petrecuți la cârma țării. Premierul demis l-a acuzat pe Iohannis că a aruncat țara în haos. Din discursul de final al Vioricăi Dăncilă nu au lipsit gafele de exprimare care au făcut-o deja celebră. Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat țara, lăsând-o fără viziune și fără un program de guvernare. Sunt un om politic responsabil, îmi doresc stabilitate și bine atât pentru oameni cât și pentru țară. Îmi doresc ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede, pentru că acest blocaj generat de președintele Iohannis durează de prea mult timp și afectează România. Așadar, îi solicit președintelui să își îndeplinească atribuțiile și să desemneze cât mai rapid un premier. Vă mulțumesc pentru modul în care v-ați implicat, pentru punerea în aplicare a programului de guvernare, pentru toată munca care împreună am depus-o pentru buna guvernare a țării. Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am avut o guvernare cu rezultate bune pentru români, una dintre cele mai eficiente guvernări în ultimii 30 de ani. După succesul moțiunii de cenzură, PNL promite o soluție foarte rapidă pentru un nou guvern. Astfel, liberalii propun 10 măsuri urgente pe care vor să le propună când se vor instala la Palatul Victoria. Printre acestea se numără eliminarea supraaccizei la combustibil, dar și desființarea pensiilor speciale. Liberalii își doresc să tranșeze foarte rapid situația noului guvern, care va fi unul de tranziție, fie până la anticipate, fie până la alegerile parlamentare organizate la termen. Liderii PNL au schițat deja un program de guvernare pentru mandatul limitat. Planul lor este să repare problemele generate de guvernele PSD din ultimii 3 ani. Am reușit să dăm jos un guvern PSD ca și opoziție. În istoria ultimilor 30 de ani, niciodată opoziția nu a reușit să dea jos un urmaș al FSN, al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el, FDSN, PDSR, PSD. Este pentru prima oară când opoziția democratică reușește să dărâme Partidul Comunist, sigur travestit sub tot felul de haine mai moderne, dar, fraților, am reușit și este un rezultat remarcabil. Ludovic Orban este cel care ar urma să conducă guvernul liberal. Noul executiv ar urma să aibă 15-16 ministere. Printre măsurile vizate de liberali se numără desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și abrogarea legii recursului compensatoriu. Ritmul de îndatorare publică a crescut dramatic în ultimul an. Se fac datorii peste datorii pentru că veniturile la bugetul statului nu pot să acopere cheltuielile care au fost provocate de acest guvern. Vedem din indicatorii statistici că unul dintre motoarele de creștere, de exemplu producția industrială, este pe o tendință de scădere. De asemenea, vedem semnale extrem de îngrijorătoare în ceea ce privește volumul investițiilor, mai ales în mediul privat, că de sectorul public, ce să mai vorbim, guvernul ăsta aproape nu a investit nimic în infrastructura de transport, în infrastructura școlară, în infrastructura medicală, în infrastructura de comunicare.
implicații. Lista miniștrilor este în lucru încă, dar sunt câteva nume sigure, cum ar fi Raluca Turcan la educație sau Robert Sighiartău la dezvoltare regională. Guvernul liberal ar putea fi sprijinit de UDMR și ALDE, în timp ce PMP și-ar dori să aibă miniștri în noul cabinet. Viorica Dăncilă pare să fie scoasă din joc de către PSD-iști. Cei mai vocali lideri ai partidului au făcut ședința în această dimineață fără premierul demis. Marian Oprișan, Lia Olguța Vasilescu și Paul Stănescu s-au strâns astăzi în biroul lui Marcel Ciolacu. Asta chiar înaintea cexului în care ar putea fi tranșată soarta Vioricăi Dăncilă. Pe surse, s-a vehiculat chiar și varianta în care Dăncilă nu ar mai fi susținută de PSD pentru prezidențiale. Alina Sorocean are ultimele informații despre jocurile de culise din Partidul Social Democrat. Ascultăm! Bun găsit! Sunt tot mai multe persoane, lideri ai Partidului Social Democrat, care s-au adunat în biroul lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Vorbim despre Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Marian Oprișan, Paul Stănescu, Dan Nica, Gabriela Firea. Sunt o parte dintre cei care în ultima perioadă au fost nemulțumiți de modul în care Viorica Dăncilă a condus partidul. Unii dintre ei s-au revoltat și la adresa lui Liviu Dragnea, fostul președinte al Partidului Social-Democrat. Acum este o ședință în care se discută despre înlăturarea practică Vioricăi Dăncilă după eșecul de ieri, pentru că moțiunea de cenzură a trecut prin Parlament. Social-democrații au crezut până în ultimul moment că vor reuși să câștige această luptă și spun că vor pierde și următoarele alegeri, alegerile parlamentare și chiar cele locale, dacă Viorica Dăncilă va rămâne în fruntea partidului. Tocmai din acest motiv cer înlăturarea Vioricăi Dăncilă, un lucru pe care cel mai probabil îl vor discuta și la Comitetul Executiv al PSD, care va avea loc în această seară la ora 18. Vom vedea ce va face premierul, pentru că ieri a avut o reacție legată și de alegerile prezidențiale, susținând că rămâne candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale. Iată că dacă această tabără a socialdemocraților, care sunt nemulțumiți de actuala conducere, vor cere ca Viorica Dăncilă să facă un pas în spate din conducerea partidului, asta însemna însă că și candidatul la alegerile prezidențiale trebuie să fie schimbat. Alina, îți mulțumim. Schimbăm și noi registrul și vorbim despre ancheta în cazul Caracal. Gheorghe Dincă a fost adus astăzi pentru audieri la sediul DIICOT. Se pare că anchetatorii verifică telefonul mostului din Caracal. Liliana Năstase ne aduce toate datele. Este în legătură telefonică directă cu noi. Te ascultăm. Bun găsit în această dimineață. Gheorghe Dincă a fost adus la sediul DIICOT, unde va fi audiat și unde îi se vor prezenta probele care au fost luate în urma expertizei făcută asupra telefonului monstrului din Caracal. De asemenea, este foarte posibil ca lui Gheorghe Dincă să îi se aducă la cunoștință o parte din dosarul de urmărire penală, mai exact partea care o privește pe Alexandra, asta după ce experții INML au ajuns la concluzia că Dincă a avut discernământ în momentul comiterii crimelor. Este foarte posibil ca dosarul privind-o pe Alexandra să fie disjuns din cel privind-o pe Luiza, iar Gheorghe Dincă să fie trimis în primă fază în judecată pentru uciderea Alexandrei. Asta până când vor veni rezultatele de la FBI în privința ADN-ului Luizei, probe care cel mai probabil vor dura câteva luni. Până atunci, astăzi, anchetatorii vor încerca să mai afle detalii de la Gheorghe Dincă, acesta nefiind cooperant în ultima perioadă, după ce la sfârșitul lunii iulie a fost arestat preventiv pentru viol, sequestrare de persoane și pentru omor calificat. El a recunoscut că le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza, însă în ceea ce privește rămășițele Luizei, nu au fost depistate niciun fel de probe directe sau indirecte, fiind doar mărturia lui Gheorghe Dincă. De altfel, din cauza anchetei făcută în cazul Luizei, șeful DIICOT, Felix Bănilă, și-a dat săptămâna trecută demisia. Mulțumim pentru informații, Liliana. În plină criză în PSD, Liviu Dragnea se gândește deja la libertate. Curtea de apel București a motivat în timp record o decizie favorabilă fostului lider social-democrat. Este vorba despre hotărârile care vizau organizarea tragerilor la sorți ale completurilor de 6 judecători. Așadar, dacă decizia rămâne definitivă, Dragnea ar putea depune contestația în anulare.
Judecătorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel București a motivat decizia prin care pe 2 octombrie a anulat o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii și 2 hotărâri ale Colegiului de Conducere a Înaltei Curți. Hotărârile vizau organizarea tragerilor la sorți ale completurilor de 5 judecători. Aceasta trebuia publicată în Monitorul Oficial, deoarece este vorba de un act administrativ cu caracter normativ. Asta în timp ce CSM doar a publicat hotărârea pe pagina de internet a instituției. A explicat Nolden motivul pentru care a anulat hotărârea CSM. Acum procesul urmează să ajungă la secția de contencios administrativ a Înaltei Curți, după ce instanța supremă a contestat sentința. Iar dacă această decizie rămâne definitivă, Înalta Curte ar trebui să treacă la o nouă tragere la sorți a completurilor de 5 judecători. Astfel, procesele vor fi reluate de la zero. Mai mult, dacă ar rămâne definitivă, decizia l-ar putea ajuta pe fostul lider PSD, care ar putea depune o contestație în anulare, invocând că instanța nu a fost compusă potrivit legii. Sentința a fost dată într-un dosar deschis de judecătorul Camelia Bogdan, care are mai multe procese pe rolul completurilor de 5 judecători. Ministrul Justiției continuă disputa cu șefa CSM în cazul modificării legii Agenției Naționale de Integritate. Ana Bircea o acuză pe Lia Savonea de încălcarea Constituției și îi reamintește că judecătorii au cerut revocarea ei din fruntea CSM. Ministrul Justiției Ana Bircea a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare în care a lansat din nou acuzații grave la adresa șefei CSM. CSM și cu atât mai puțin președintele acestei instituții nu are inițiativa legislativă și nici nu poate transmite propuneri de modificări legislative decât prin intermediul Ministrului Justiției. Reiterăm și cu acest prilej necesitatea respectării de către fiecare autoritate publică, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, a atribuțiilor constituționale și legale. Mai mult, Ana Bircea a invocat Constituția în disputa ei cu șefa CSM și a amintit acesteia că nu are inițiativa legislativă. Ministrul Justiției a vorbit despre necesitatea respectării de către fiecare autoritate publică, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, a atribuțiilor constituționale și legale. De asemenea, Bircea a făcut trimitere la un demers aproape similar, când Lia Savonea a trimis mai multe modificări pentru codul penal și codul de procedură penală direct la Comisia Iordache din Parlament. Din acest motiv, Curtea de Apel Brașov a solicitat revocarea ei din funcția de membru CSM. Viorica Dăncilă a încercat prin orice mijloace să atragă parlamentari de partea sa înaintea moțiunii de cenzură. Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, spune că nu doar cu mită a vrut Dăncilă să-și aducă parlamentarii aproape, ci s-ar fi trecut și la amenințări. Au amenințat la persoană și îmi spuneau semnatarii moțiunii cu lacrimi în ochi că sunt pe punctul de a ceda, pentru că nu doar ei care își asumă să facă politică, familiile lor, cunoștințele lor, dacă se întâmpla să se întâlnească cu cei din PSD și ramificațiile lor. Iar unde nu au fost amenințări, a fost mită. Liberalii spun că s-a încercat mituirea parlamentarilor cu bani cash, nu numai cu sume ascunse prin programe de investiții, cum ar fi noul inventatul PNDL3. Au folosit bugetul public. Ceea ce s-a vehiculat în spațiul public, poate că nu la nivelul cifrelor pe care le-a prezentat mass media, este foarte adevărat. Fie că vorbim de contracte prin Programul Național de Dezvoltare, acolo unde sunt administrații PSD ca să poată să-și influențeze parlamentarii, fie că vorbim de contracte pentru diferite achiziții pentru apropiația unor parlamentari, fie că vorbim chiar de bani, au existat aceste informații, bani dați direct prin tot felul de cărăuși numiți de PSD. Prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, spune că au fost sesizate autoritățile statului în legătură cu aceste încercări de mituire. Am cerut și acum 2 zile și ieri, am cerut autorităților statului totuși să verifice cum este posibil totuși într-o Românie europeană care stă la masa țărilor civilizate să se mai întâmple ca reprezentanții ai guvernului să vehiculeze și ai parlamentului să vehiculeze sume de bani și să tranzacționeze sume de bani pentru voturi în parlament. Miron Mitrea, consilierul de campanie al Viorica Dăncilă, a venit în parlament și a participat la discuțiile de după vot în biroul lui Marcel Ciolacu. El spune că
Dăncilă va rămâne candidatul PSD. Și acum urmărim declarații din partea delegației UDM. Mai repede și care va guverna 12 luni de zile, va gestiona treburile țării, va aproba bugetul, va organiza alegerile prezidențiale, locale și parlamentare. Bineînțeles, nu va face altceva decât o administrare corectă, fără excese, fără extravaganțe și fără ordonanțe de urgență în niciun domeniu. Un astfel de guvern, până în noiembrie, până la sfârșitul lui octombrie, oricând poate fi votat. Noi nu credem în varianta anticipatelor dintr-un singur motiv. Anticipate ar însemna în acest moment un guvern interimar până în martie-aprilie, eventual mai. Ar însemna parlament dizolvat după decembrie, până decembrie nu se poate. Ar însemna că nu se va face buget și nu vom avea buget până în iunie anul viitor. Autoritățile locale și mai târziu, eventual după alegerile locale. Să arunci țara într-o astfel de criză politică financiară înseamnă că ești inconștient. Înseamnă că nu vezi riscurile să intri în 2020 într-un an electoral fără buget aprobat în Parlament. Dar sigur, dacă toată lumea va ajunge la concluzia că trebuie acum anticipate, atunci noi suntem pregătiți, dar nu susținem anticipatele, doar din această cauză, că nu pot să lași țara fără buget până anul viitor. Apoi, cu guvernul. Și vă spun în ordinea în care am prezentat și domnului președinte propunerea noastră. Prima opțiune este un premier din UDMR. Nu am făcut o nominalizare, fiindcă nu vrem să facem o nominalizare până când nu vedem ce crede și președintele Iohannis, în jurul căruia se formează un guvern, gestionează corect țara până în 2020, parlamentare. După alegeri, sigur, se formează guvernul iarăși validat în Parlament. A doua opțiune, un premier independent, nu tehnocrat, independent, din zona fiscală, bancară, financiară, care va avea un guvern politic de condus, susținut de partidele din opoziție sau, mă rog, partidele care au votat și moțiunea de cenzură, care nu face excese, dar are grijă de buget, de fiscalitate, de venituri, de cheltuieli și gestionează țara până în decembrie anul viitor. Ultima soluție de rezervă, un guvern condus de președintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înțeles că nu mai e nevoie de noi, fiindcă PSD-ul a și anunțat că dacă promite Ludovic Orban că nu taie salariile și pensiile, PSD-ul votează. Deci, deja PNL are majoritate cu PSD pentru un guvern condus de Orban. Riscurile unui astfel de guvern PNL sunt următoarele. Toată lumea va încerca dinții pe acest guvern, atât USR cât și Pro-România și PSD și toți, și se uzează. Nu știm ce dorește un astfel de guvern, fiindcă nu au existat discuții aprofundate, nu știm ce măsuri vrea să ia un astfel de guvern condus de domnul președinte Ludovic Orban. Și, bineînțeles, riscul este să piardă alegerile centru-dreapta, să nu avem un guvern de centru-dreapta anul viitor, după alegerile parlamentare, este uriașă. Și noi am dorit un guvern de centru-dreapta pentru anii care urmează. Asta ar însemna un guvern, probabil, USR Pro-România, ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar fi o greșeală. Cam astea sunt propunerile noastre, asta am spus domnului președinte, asta am prezentat astăzi la această consultare foarte rapidă și am înțeles un singur lucru, că și președintele Iohannis dorește să se rezolve problema guvernului cât mai repede, deci să nu pierdem prea mult timp, fiindcă sunt câteva urgențe legate de administrarea țării, legate de buget și mai ales de tot ce înseamnă
veniturile și cheltuielile statului. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, cu mare drag încercăm să răspundem. Încercați la... Poftim? Nu s-a schimbat nimic, am spus că în teoretic se poate. Păi, da, acum e o nouă situație, doamne, deci și în acest moment se poate, dar PSD-ul a anunțat că va susține un guvern care nu taie salariile și pensiile, atunci nu mai e nevoie. Deocamdată nu s-a decis președintele pentru că nu s-au terminat negocierile, dar fac în continuare declarații ce de la UDMR și urmări. PSD și noi constatăm că se poate ajunge la o astfel de soluție. În acest moment, fiindcă nu am avut discuții... Asta înseamnă că explicit că nu veți vota în Parlament dacă Ludovic Orban vine cu un guvern... Nu, asta înseamnă că nu au fost discuții. Asta înseamnă că dacă va fi nominalizat Ludovic Orban, probabil că urmează discuții. Până că nu sunt discuții, ce că n-ar, nu semnăm pentru nimeni. Eu am oricum o problemă, fiindcă dacă USR-ul și PNL-ul și Pro-România spun că vor anticipate, ei nu ar trebui să voteze guvernul. Că altfel nu se poate ajunge la anticipate. Primul pas trebuie să faci tu. Dacă ai fost demagog și ai spus doar de dragul popularității că vrei anticipate, ai o problemă. Dacă vrei să-ți păstrezi credibilitatea, atunci votezi împotriva guvernului ca să creezi premisele anticipatelor. Asta e problema lor, nu e problema mea. Dar aici eu nu văd de ce ar vota USR, Pro-România și PNL un guvern, indiferent dacă e PNL sau de altă. Deci ar trebui să cadă primul guvern. Dacă mergem pe o construcție logică și dacă credem că oamenii sunt serioși și nu au vorbit doar ca să mai câștige niște like-uri pe Facebook. Vom vedea. Știți cum e. Dacă eu aș ști astăzi ce se va întâmpla peste 12-13 zile, aș fi cel mai puternic om din țară. Nu știu. Stați așa, o astfel de solicitare nu a existat niciodată, nicăieri. Ce să fac eu să mă prezint? Eu am spus, putem să dăm noi un premier și putem forma noi o majoritate dacă dorește cineva. Noi niciodată nu am spus că nu discutăm despre orice subiect, dar deocamdată o astfel de solicitare nu a existat. Nu este pentru noi o prioritate, asta vă spun de acum. Nu este o prioritate, nu dorim acest lucru. Dar în politică am învățat a doua lecție. În 97, niciodată să nu spui nu. Pe cine aveți în vedere pentru această majoritate pe care îmi spuneți că o puteți forma în jurul unui premier de mea? Dacă va fi o nominalizare, vom spune exact din zona de centru-dreapta și nu numai cine poate să susțină, dar trebuie să ajungem până acolo. Eu, în principiu, mă bazez pe cei care au semnat și au votat moțiunea de cenzură. În principiu. Dacă vi se va propune să faceți parte din guvern alături de PNL, aveți preferință pentru... Da, declarații din partea UDMR, delegația UDMR care a fost la discuții cu președintele Klaus Iohannis. Nu cred în anticipate. Cei de la UDMR au oferit și ei o variantă de prim-ministru, pot să facă și o majoritate, spunea Kelemen Hunor ceva mai devreme, și nu sunt de acord cu ideea anticipatelor pentru că, spunea tot el, nu poți lăsa țara fără buget. Mergem mai departe, după publicitate, urmărim ce se întâmplă la Cotroceni și vă ținem la curent. Ando Teodorovici s-a făcut de râs după ce guvernul Dăncilă a căzut. Iritat de întrebările jurnaliștilor, Teodorovici s-a purtat pe holurile Parlamentului ca la discotecă, un loc mult mai familiar lui decât Palatul Victoria sau Palatul Parlamentului. Victima i-a căzut o jurnalistă de la site-ul B1.ro. În ziua de la B1.ro sunt site de știri. Ce veți face în continuare? B1.ro, site de știri. Este site de știri. B1. Acesta e doar începutul discuției dintre jurnalista B1 TV și Orlando Teodorovici. Însă ministrul discotecă a întrecut orice măsură, iar jignirile și mitocăniile au fost la loc de cinste. Ce veți face în continuare? Regretați vreo măsură pe care... Pe ziua de seară? Să vă spun ce? Nu văd la față. Da, okay. Spuneți mie dacă regretați vreo măsură pe care ați luat-o?
ați luat-o, regretați? Nu, îmi pare rău, îmi pare rău. Ciuri, din sigur că i-ai spus. Nu, nu am gândit. Dar ce mi-ai spus? Dar ce interes aveți acum că ați scăpat de politică? Mândru, nevoie mare de atitudinea sa, ministrul a întors spatele și a plecat. Probabil se grăbește pe scena vreunui club, mult mai potrivită pentru el decât scena politică. Teodorovici nu este la primul astfel de derapaj în Parlamentul României. În comisiile Parlamentului, acesta l-a jignit pe Florin Câțu din cauza faptului că nu era de aceeași părere cu el pe legea bugetului. Întrebat ulterior de acest derapaj de limbaj, lui Orlando Teodorovici nu i s-a părut că a făcut nimic deplasat. Am spus ceva urât, frumos, cu chiparos. Vedeți ce înseamnă chiparos. Guvernul Dăncilă a picat în urma moțiunii de cenzură, însă senatorul PNL Florin Câțu avertizează că guvernanții, mai precis ministrul de finanțe, ar putea încerca un ultim tun înainte de plecarea de la Palatul Victoria. Liberalul a declarat că Eugen Teodorovici pregătește o hotărâre de guvern care să aloce bani primarilor PSD. Orlando, te avertizez. Oprește tunul pe care vrei să-l dai pe ultima sută de metri prin HG-ul care dă bani primăriilor PSD. Mai este puțin și vei răspunde pentru tot. Oprește jaful din bugetul public. Și oricâte bombe ai plasat în buget, îl vom închide. Eu ți-am mai zis, cartea nu a omorât pe nimeni. A scris pe pagina sa de socializare senatorul liberal Florin Câțu. Deși guvernul PSD a picat ieri în urma moțiunii de cenzură, socialdemocrații vor să mai dea un tun înainte de a părăsi Palatul Victoria, precizează Florin Câțu. Acesta îi cere ministrului Eugen Teodorovici să oprească pe ultima sută de metri hotărârea de guvern prin care executivul se angajează să dea bani primarilor PSD. DNA este pe urmele banilor luați de Alexandru Cumpănașu de la Ministerul Culturii. Acesta a primit 1.000.000 de lei pentru 3 broșuri care ar fi, de fapt, copiate de pe internet. Procurorii au solicitat de la Ministerul Culturii documente legate de contractul pe care această instituție l-a încheiat în septembrie anul trecut cu fundația condusă de Alexandru Cumpănașu. Asociația pentru implementarea democrației condusă de Cumpănașu a primit de la Ministerul Culturii o finanțare nerambursabilă de aproximativ 1.000.000 de lei în cadrul programului pentru centenar. Din această sumă, 840.000 de lei au fost plătiți ca drepturi de autor direct către Cumpănașu, în schimbul realizării a 3 lucrări despre Marea Unire. 3 dintre aceste lucrări sunt de fapt 3 broșuri de maximum 18 pagini fiecare, broșuri al căror conținut a fost copiat cu mici modificări de pe Wikipedia, Google sau de pe diverse site-uri, conform libertatea.ro. Pentru a se apăra, Alexandru Cumpănașu a susținut că este vorba despre 3 cărți cu peste 200 de pagini fiecare, pe care le-a scris într-o lună. Am și eu niște capabilități. Aveam ideile dinainte. Le-a declarat aceasta jurnaliștilor de la Libertatea. Direcția Națională Anticorupție a solicitat cărțile de la Ministerul Culturii, dar instituția a trimis tot cele 3 broșuri, prezentate deja. Mai mult decât atât, DNA a cerut și proiectul depus de asociația lui Cumpănașu la minister, în cadrul concursului de proiecte pentru finanțare nerambursabilă. Până în acest moment, acel proiect inițial nu a fost încă găsit și trimis către DNA, conform unor surse din Ministerul Culturii. E nunta anului în showbizul românesc. Gigi Becali își mărită fata cea mare. Vedeți imagini inedite imediat în jurnal. Un polițist aflat în misiune a fost spulberat pe o stradă din Oradea de către un copil de 15 ani. Minorul, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, furase automobilul pe care îl conducea și a pornit într-o cursă nebună cu poliția pe urme. Adolescentul de 15 ani s-a oprit în momentul în care s-a izbit de un parapet. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Oradea. Goana nebună pe străzile din Oradea a avut loc aseară, la puțin timp după miezul nopții. Potrivit presei locale, tânărul în vârstă de doar 15 ani ar fi furat mașina cu pricina dintr-o gospodărie aflată în localitatea Oșorhei. Imediat, copilul a plecat să se plimbe cu un amic, însă călătoria nu a durat prea mult. La un moment dat, un echipaj de poliție l-a observat pe tânăr la volan și a plecat imediat în urmărirea acestuia. Numai că tânărul, băut bine, nu s-a lăsat cu una cu două și a fugit de oamenii legii. În încercarea de a scăpa de oamenii legii, copilul a lovit un polițist, după care a intrat cu mașina direct într-un parapet. Pe lângă polițistul rănit, care a fost transportat ulterior la spital,
Un alt copil aflat în mașina cu pricina a fost rănit. În cele din urmă, minorul a fost prins. Testat cu aparatul etilotest de către polițiștii bihoreni, a rezultat că tânărul avea o alcoolemie de 0,35 alcool pur în aerul expirat. Au apărut deja primele cazuri de gripă în România. 4 au fost raportate în București și unul în Iași. Niciun pacient nu era vaccinat. Primele îmbolnăviri s-au înregistrat mai devreme, cu 3 săptămâni față de sezonul trecut. Iar vaccinarea gratuită a populației va începe după jumătatea lunii. Mare atenție la gripă, în afară de faptul că a apărut cu 3 săptămâni mai devreme, trebuie remarcat faptul că anul trecut în același interval erau doar 5 cazuri, adică de 4 ori mai puține. Până când Parlamentul va adopta legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate în toate școlile din România, e bine de știut că anul trecut gripa a dus la 129 de decese și că cei mai expuși sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, cei cu deficiențe imune, pacienții cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare cronice. Autoritățile au anunțat că până acum au fost confirmate 5 cazuri de gripă cu virus gripal AH3 și virus de tip B, conform Centrului Național de Supraveghere și Control din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Specialiștii atrag atenția că cei care suferă și de alte afecțiuni sunt mai vulnerabili în fața virusului gripal. Majoritatea celor care se îmbolnăvesc de gripă se vor recupera în câteva zile, însă cei din grupele de risc sunt predispuși la complicații serioase, precum pneumoniile grave, crizele astmaticile, miocardita, insuficiența cardiacă. Mai ales că, atenție, transmiterea se face de la o persoană la alta cu mare ușurință. Pe calea aeriană este suficient să vorbești, să tușești sau să strănuți în vecinătatea unei persoane și te poate transmite virusul gripal sau prin contact direct sau indirect cu secrețiile respiratorii aflate pe mâinile acestora sau pe suprafețele contaminate. În caz de îmbolnăvire, este foarte important să mergeți la un consult medical și să evitați automedicația. Virusul gripal din acest sezon va fi mai periculos, așa că medicii recomandă ca vaccinarea să fie făcută cât mai din timp, înainte de începerea epidemiei. Nu temporizați consultul medical, mai ales dacă vă încadrați în grupele de risc, iar tratamentul pentru gripă trebuie instituit cât mai rapid, acesta fiind cu atât mai eficient dacă este aplicat în primele zile de la debutul bolii. O alt mare semnal de alarmă, evitați automedicația. Orice tratament, inclusiv vaccinarea, trebuie făcut doar la recomandarea medicilor de familie sau specialistului și, atenție, românii închid antibiotice ca pe bomboane. Antibioterapia fără discernământ este nu doar ineficientă, ci și potențial periculoasă. Medicii americani avertizează că iarna aceasta epidemia va fi mult mai puternică. Așadar, au început deja campania de vaccinare. Alerta vine și ca urmare a faptului că gripa a făcut deja o victimă. Un copil în vârstă de 4 ani din Statele Unite a fost ucis de tulpina H3N2 a virusului gripal. La rândul lor, autoritățile din România au anunțat că o parte dintre stocurile de vaccin sunt pregătite, iar medicii de familie îi așteaptă pe cei cu risc ridicat de îmbolnăvire să se vaccineze. Bucurie mare pentru Gigi Becali, la tifundiarul din Pipera, așa căsătorită fiica cea mare și se pregătește mâine de nuntă. Ginerele este unul pe placul războinicului luminii, un tânăr macedon cu posibilități. Cununia a fost sărbătorită într-un hotel de lux din capitală. El este George Mincu, tânărul care a luat-o de soție pe fata lui Gigi Becali. Cei doi s-au cununat joi, după care au sărbătorit la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din capitală. Chiar dacă George și Teodora Becali și-au dorit ca totul să se desfășoare într-un cadru cât mai restrâns, Gigi Becali a avut grijă ca petrecerea să fie una cât mai cu ștaif. Toată familia Becali s-a îmbrăcat de gală pentru marele eveniment. Patronul FCSB a purtat un costum negru, cu papion și vestă grena, în timp ce fetele lui au optat pentru rochii lungi de seară. Teodora a purtat o rochie lungă mulată, fără decolteu însă, pentru a nu își supăra tatăl. Mirele a ales un costum vișiniu, asemănător celor purtate de-a lungul timpului de socrul său. Petrecerea de joi a fost doar preambulul însă. Gigi a pregătit o nuntă mare pentru sâmbătă, cu aproape 1000 de invitați. Războinicul Luminii a plătit 20.000 de euro doar pentru ca un cuplu care își face nunta în aceeași zi să renunțe în favoarea lui la o trupă de muzică macedonească. Becali este de altfel mereu sufletul petrecerii la astfel de evenimente.
din Pipera. Asta pentru că este macedon și este și înalt, așa cum își dorea Gigi. Din totdeauna am vrut să... E o nouă veste mare din lumea sportului și Simona Halep se pregătește de nuntă, scrie presa mondenă. Miliardarul Toni Rucă a cerut-o în căsătorie pe fosta lideră a ierarhiei mondiale. Cei doi au început deja pregătirile pentru evenimentul la care vor veni sute de invitații. Vorba de distracție, românii sunt primii. Dovada, fotbaliștii echipei naționale care, deși nu au reușit să rupă gura târgului cu rezultate profesionale, s-au gândit să sărbătorească oricum. Sub îndrumarea selecționerului Cosmin Contra, tricolorii s-au antrenat pentru meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia într-un restaurant. Înainte de a pleca în Insulele Feroe, selecționerul Cosmin Contra a ținut să petreacă alături de elevii săi. Antrenorul i-a dus pe fotbaliști într-un restaurant de fițe din capitală. Pentru câteva ore îmbrăcați în treningurile de prezentare, jucătorii noștri au luat cina și au băut câte un pahar cu vin, atât cât le-a permis Cosmin Contra. Evident, de la masă asta nu au lipsit numele. Și acum declarații din partea delegației PMP. Le ascultăm chiar acum pe Eugen Tomac. Partidul Mișcarea Populară, am trimis guvernul Dăncilă acasă, iar doamnei Dăncilă îi urăm mult succes și vacanță plăcută în Teleorman. Suntem în egală măsură conștienți de miza care apasă pe umerii partidelor de opoziție și de aceea vom accepta discuții cu celelalte partide pentru a încerca să găsim o formulă cât mai eficientă și cât mai rapidă pentru a depăși această criză politică. În mod obligatoriu pentru noi este esențial ca viitorul guvern să aibă printre prioritățile sale din primele zile de mandat ordonanță de urgență privind revenirea la alegerea primarului în două tururi, lucru pe care l-am comunicat domnului președinte Iohannis. Este esențial să ne menținem angajamentul pe care ne l-am asumat în fața cetățenilor de a elimina pensiile speciale, pentru că ele sunt un furt. Pentru noi este foarte important ca viitoarea majoritate parlamentară care va investi un nou guvern să-și asume și adoptarea legii care se află în Parlament cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300. Este voința cetățenilor români și ea trebuie respectată ca atare. Prin urmare, cu aceste subiecte vom merge la orice discuție. Cu atât mai mult, pentru noi este esențial ca viitorul guvern să aibă un minister pentru relația cu Republica Moldova. Această dimensiune nu poate rămâne doar la nivel declarativ și de bună intenție, ci trebuie trecut la acțiune concretă guvernamentală prin care să dăm consistență relației cu Republica Moldova și acest lucru se poate face doar prin alocarea de resurse de la bugetul de stat pentru a dinamiza această relație. Acestea sunt cele patru chestiuni care pe noi ne interesează. Bineînțeles că suntem conștienți de toate sensibilitățile ce există în sânul partidelor politice din opoziție, în mod special în rândul partidelor care au făcut în mod constant opoziție din 2016 până în prezent și pentru a armoniza toate sensibilitățile i-am propus domnului președinte să ia în calcul și numirea unui prim-ministru din cadrul Partidului Mișcarea Populară. Bineînțeles, Eugen Tomac are toate calitățile necesare. Nu ne temem de alegerile anticipate, dar suntem conștienți că este doar o încercare de a păcăli electoratul. În România nu se vor face alegeri anticipate dintr-un motiv foarte simplu, pentru că parlamentarii, dacă pică un guvern, pe al doilea guvern, nu cred că îl vor da jos cu câteva luni înainte de alegerile la termen. Nu ne temem, ne-am validat recent la alegerile europarlamentare, unde am obținut un scor de aproape 6%. Avem un candidat foarte bun pentru alegerile prezidențiale în persoana domnului Paleologu, dar credem că în România nu se vor organiza alegeri anticipate și este bine să le spunem acest lucru cetățenilor, pentru că situația se repetă și n-aș vrea ca criza aceasta
asta guvernamentală să se încheie exact așa cum s-a încheiat în 2009, după alegerile prezidențiale, după cel de-al doilea tur. Vom merge și vom discuta cu toate partidele care ne vor invita la dialog. Este important să discutăm în viața politică și sigur că dacă președintele va ajunge la concluzia și ne va oferi nouă șansa de a forma noul guvern, vom încerca și noi să purtăm discuții cu celelalte partide. Nu este o condiție obligatorie. Repet, suntem dispuși să discutăm cu cei care vor susține din prima clipă să revenim la alegerea primarului în două tururi, să eliminăm pensiile speciale pentru că sunt un furt și în mod obligatoriu să se creeze un minister pentru relația cu Republica Moldova. Vrem să discutăm și vrem să se știe clar din capul locului care sunt punctele noastre de vedere în orice negociere politică. Și bineînțeles, credem că pentru echilibru necesar este nevoie de o nominalizare care să nu reprezinte un pericol pentru ceilalți. Și tocmai de aceea am venit cu această propunere pe care am prezentat-o domnului președinte și o tratăm și sper să fie tratată cu maximă responsabilitate, pentru că da, de ce în mod obligatoriu doar domnul Orban poate revendica acest lucru? Pentru că nu doar PNL-ul a dat jos guvernul. Fără voturile PMP, Dăncilă rămâne astăzi la Palatul Victoria. Vom discuta. Am spus că pentru noi cea mai bună opțiune la ora actuală este să vină un premier din partea PMP. Tocmai de aceea am făcut această propunere. Vă mulțumim mult! Eugen Tomac, prezentând concluziile discuției pe care a avut-o delegația PMP cu președintele Klaus Iohannis, trei condiții, eliminarea pensiilor speciale, primarii aleși în două tururi de scrutin și un minister pentru relația cu Republica Moldova. Continuă discuțiile la Cotroceni și vă ținem la curent cu acest subiect. Mergem mai departe. Puțin a lipsit ca o partidă de vânătoare să nu se termine tragic în județul Brașov. Un bărbat s-a împușcat accidental în timp ce urmărea porci mistreți. Incidentul a avut loc în localitatea Aracoș, iar victima, de 43 de ani, este vânător și deține arma legal. Din fericire, alicele nu l-au lovit în zone vitale, iar bărbatul este conștient. I s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost preluat de un echipaj smurt și transportat la spital. Poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru a afla ce s-a întâmplat. Jaf în plină zi în Harghita, mai mulți tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce goleau rafturile unui magazin de cosmetice. Cei patru și-au umplut gecile cu parfumuri și farduri, după care au fugit. Imaginile cu momentul jafului au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-un magazin din Harghita. După cum se poate observa din filmare, clienții se strâng la raftul cu cosmetice și îndeasă produsele sub haine. După ce și-au făcut plinul, hoții au fugit. Vânzătorul a fost cel care a dat alarma. Potrivit polițiștilor, coordonatorul întregii acțiuni este un tânăr de 22 de ani. Acesta nu ar fi la primul jaf și este suspectat că are în spate o serie de furturi. Acum autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Două restaurante vestite în București pentru rețetele tradiționale de mici au fost închise de către cei de la Protecția Consumatorului. Vindeau produse expirate, neconforme și nesigure, au spus inspectorii de la ANPC la finalul vizitei în cele două localuri. A fost o prăjitură, să o ia la pachet, eu știu ce a fost aici și eu, ce a făcut. Da, gata, nu mai, că e deja formirea toată lumea. Da. Mizerie cât cuprinde, produse expirate sau ținute în condiții insalubre sunt doar câteva dintre neregulile găsite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor din capitală. S-a lăsat aici, da. Nu-i la consum, într-adevăr, dar e ce a spus dumneavoastră. Nu-i la consum. Și a pus-o și acasă
și-a uitat să-și ia acasă. Într-unul dintre restaurante, cei de la ANPC au găsit tăvile cu mici descoperite într-un frigider vechi, al cărui ventilator era îmbibat de mizerie. Potrivit acestora, murdar era și spațiul de depozitare și preparare a alimentelor. În aceste condiții, autoritățile i-au amendat pe patroni și au recomandat suspendarea activității până la 6 luni. Aceleași măsuri au fost luate și în cazul celui de-al doilea restaurant, vestit în trecut pentru cei mai gustoși mici din capitală. Au început să crească bugăinile înăuntru aici. Și păiești. Nu? Nu vi se pare? Aici în... Da, și avem o informație de ultimă oră. Președintele Klaus Iohannis va face declarații la ora 14.30. Declarații așteptate, firești, ca o concluzie în urma consultărilor de astăzi de la Cotroceni. Consultări care vin și ele în urma moțiunii de cenzură, moțiune care a trecut și a picat guvernul Dăncilă. Gabriela Mihai ne spune mai multe, te ascultăm. Bun găsit, la ora 14:30, președintele României Klaus Iohannis va face declarații de presă. Mai exact, ne va prezenta concluziile acestor consultări pe care le are în cursul acestei zile cu liderii partidelor politice. Știm de altfel că au venit până acum toți cei care au fost invitați, iar marele absent de la această întâlnire. Da, vom vedea, așteptăm la 14:30 aceste declarații. Îți mulțumesc, Gabriela Mihai. Punem punct aici jurnalului de la Fix, drumurile noastre cu Ștefan Enescu.